Dacii și romanii își dau din nou întâlnire la Măgura Uroiului. Festivalul Dacfest, sub semnul lupului, va aduna la oaltă la finalul acestei săptămâni, de vineri până duminică, numai puțin de 300 de specialiști în reconstituire istorică din țară și străinătate. Ediția 14 a festivalului vine și cu o serie de surprize pentru public și cu mai multe ateliere interesante adresate copiilor și adulților. De vineri, 30 august, de la orele 21, avem deschiderea oficială a festivalului și, bineînțeles, parada cu torțe chiar în centrul orașului. Se pornește de la Parcul Dendrologic, Arboretum, până la Centrul Vechi de Afaceri, în Centrul de Afaceri, până în mijlocul orașului Simeri. E un moment frumos, un moment spectaculos, unde facem cunoștințe cu toate trupele care vor participa la acest festival. Sâmbătă, în 31 august, încă de dimineață, de la ora 10, sport, tabere, ateliere, ca în fiecare an, momente speciale, târg de sclavi, confruntări între dași și romani, bineînțeles vom avea și invitați, așina, vor fi în concert, vor fi spectacole cu foc, ritualul focului sacru care se practică în fiecare an, iar duminică va fi cea de-a treia zi, tot cu începere de la ora 10, va fi tabere de antice, atelierele, concursurile pentru copii. În fiecare an acolo, după cum bine se știe, cei mici au locul lor și sunt acomodați cu ceea ce însemna în trecut tradiții, obiceiuri și viața poporului dac. Trupele participante din România sunt aproape din toată țara. Avem din Baia Mare, din Alba Iulia, avem din Pitești, din Cluj, din Caracal, da, și din străinătate avem din Anglia, avem din Spania pentru prima dată, la o ediție Dark Fest, din Bulgaria, Ungaria. Scenariul iar e din ce în ce mai complex, să le face colegul nostru, arheologul Marius Barbu. O să fie foarte interesant, totul legat de istorie, ne legăm. Bine, va fi și o poveste, dar publicul trebuie să învețe și un pic de istorie. O să avem un atelier de bijuterie romană cu turnare de bronz. O să avem, special acum amenazat, o zonă de un atelier de artilerie romană. Un trage cu catapulta și balista spre Măgura Uroiului, să vadă oamenii cum funcționa și artileria romană. Organizatorii festivalului promit că vor fi 3 zile pline de activități, care mai de care mai interesante pentru toate vârstele.